Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe canalul Auroscop. În această seară o să parcurgem o etalare cu trei variante. Ce intenții are o anumită persoană cu voi? Fie că este bărbat, fie că este femeie, este o etalare interactivă cu trei variante. Pentru fiecare variantă o să extrag câte un mesaj, iar în interiorul fiecarei variante o să avem și un răspuns aproape personalizat cu ajutorul pendulului, pentru că am observat că vă place foarte tare și mi-ați transmis în mod expres să folosesc acest pendul în mesajele pe care vi le transmit. Dragii mei, dacă doriți să participați la această etalare, eu invit să alegeți una dintre cele trei variante, unul dintre cele trei mesaje și, în funcție de ceea ce urmează să primiți, să aflați acel răspuns mult așteptat vis-a-vis de intențiile acelei persoane. Am să extrag acum rapid, rapid, rapid câte o carte, câte un mesaj pentru cele trei variante pe care vi le-am promis. Am să vă rog să țineți cont de faptul că sunt etalări generale, colective, cu care ați putea sau nu să rezonați. Important este să preluați și să rezonați doar cu mesajele care vi se potrivesc în mod particular. Pentru prima variantă, a doua variantă și a treia variantă. Haideți să vedem, dragii mei. Probabil că dacă vreți puțin răgaz, puteți să apăsați butonul pauză și să reflectați asupra uneia dintre cele trei cifre. 1, 2 și 3. Atât trebuie să alegeți 1, 2 sau 3 și în funcție de aceste cifre eu o să vă spun și mesajele pe care le-am extras. Primul mesaj la minutul 02. Timpii, să știți că îi aveți în descrierea generală a clipului de mai jos, dacă vreți să vă documentați și despre clip și despre ceea ce facem noi aici. Pentru prima variantă, mesajul spune cam așa: sunt foarte multe șanse ca cineva să te privească de la distanță, poate că stă ascuns sau ascunsă, însă cu siguranță a pus ochii pe tine. Este foarte mare posibilitate să fie reflexia ta, să gândiți la fel sau să fiți două părți dintr-un întreg. Probabil că veți fi ghidați sau ghidate în curând către această persoană sau această persoană mai mult de 5 luni are aceste gânduri foarte frumoase față de voi. Posibil ca viața să vi se schimbe ca prin magie, este vorba despre o întâlnire din timpuri imemoriale și așa cum am spus și spun în continuare, dacă cochetați cu ideea de vieți anterioare, sunt șanse foarte mari să vă mai fi întâlnit în vieți trecute, pentru că asta și sugerează acest mesaj. Este o grijă pe care o vă poartă. Probabil că persoana aceasta vă urmărește de la distanță și vă poartă de grijă. Ok, haideți să trecem acum la etalarea propriu-zisă. Ce intenții are această persoană, fie bărbat, fie femeie, vis-a-vis de voi? Ce părere are, vreau să știu acum, despre voi această persoană? Să știți că în linii mari s-ar putea să considere că dumneavoastră sunteți persoane care au și alte responsabilități, alte obligativități sau, în unele cazuri, posibil să creadă că sunteți ușor influențabil sau ușor influențabilă. Probabil acesta fiind și unul dintre motivele pentru care nu prea ies foarte multe cărți. Și de asta nu le aleg, doar una singură aș vrea să se extragă, să fie foarte clar mesajul. Probabil că nu are încredere, de asta stă și cumva ferit, zmerit sau zmerită, iată că s-a întors și această carte, exact cum spuneam. Cumva nu are acea încredere, nu neapărat că nu are încredere în voi, ci cumva așteaptă. Tatonează terenul, vrea să știe de voi, vrea să vă cunoască mai bine, dar are senzația că sunteți influențabil sau influențabil în ideea în care
nu aveți voi puterea de decizie, probabil și prin intermediul a ceea ce postați pe rețele de socializare, este posibil să intimidați persoana respectivă sau să nu știe foarte clar ce aveți voi pe inimă. Este aproape să ia o hotărâre de a interveni într-o formă sau alta în viețile dumneavoastră, probabil printr-un mesaj sau probabil printr-o, nu știu, cred că cel mult este vorba despre un mesaj. Poate postări, poate va atrage atenția într-un anume mod. Ideea este că persoana respectivă se află la începutul, sau vă veți afla, sau probabil că sunteți la începutul unei relații, în care se va dezvolta frumos asta în cazul în care lucrurile merg așa cum simt eu prin intermediul acestei cărți că va merge respectiva relație. De asta spun că este o relație de început, s-ar putea să fie o etalare care se adresează în egală măsură celor care se gândesc la persoane deja, dar și cei care sunt singurele, n-au mai avut pe nimeni în ultima perioadă. Sunt șanse foarte mari să își fi pus stop la un moment dat, nu neapărat să fi blocat, ci să nu mai fi sunat sau să nu mai fi dat mesaj din pricina faptului că ar avea cumva în minte și probabil că nu v-a spus acest lucru, teama aceasta că voi nu ați putea merge până la capăt în această relație sau din cauza influențelor din jurul vostru, fie negative, fie pozitive, nu ați avea o finalitate a acestei relații. Deci există teamă, cumva conștientizează că este vorba despre o relație de yin și yang, de suflete pereche, cumva parcă momentul în care v-a văzut și pe rețele de socializare, pe la serviciu, oriunde, a avut cumva senzația că v-a mai cunoscut chiar într-o viață anterioară. Sigur că sunt destul de multe piedici, poate și diferență de vârstă, poate și naționalitate, pentru că aici sunt un amalgam de piedici, cred că în momentul de față, între voi și această persoană. Dar, având în vedere ceea ce consideră momentul acesta despre voi, probabil că ar fi în regulă să luați în calcul că nu este o persoană care nu v-a mai dat mesaj sau nu v-a mai dat telefon pentru că n-a mai vrut sau pentru că v-a înșelat, ci pentru faptul că nu are foarte mare încredere în finalitatea acestei relații. Practic, nu-și dorește să se bucure de călătorie, ci de finalitate. Vrea să știe sigur, clar, sigur, că voi doi veți rămâne împreună și la momentul acesta parcă nu este foarte sigur sau sigură că așa se și întâmplă. Probabil și o diferență de vârstă pe aici, pe acolo. Dacă este bărbat, dacă vă spune ceva această descriere, cu atât mai mult identificați persoana mai ușor. Un bărbat cu părul închis la culoare, s-ar putea ca buza de jos să fie mai groasă, este vorba despre anumite elemente identificatoare, probabil ori buză de pură, ori o intervenție chirurgicală deasupra buzei, ori în barbă, gropiță în barbă sau ceva, semn distinctiv, ceva ce este în evidență, omulețul acela în sfârșit foarte în evidență, adică ceva ce cumva vă atrage atenția în descrierea aceasta fizică. Probabil că are tenul mediu spre măsliniu, o persoană în multe cazuri de altă naționalitate și aici chiar m-aș duce pe partea aceasta de arab, Turcia, nu știu, ceva, în sfârșit, asiatici, asiatice, dar acestea sunt doar mesaje suplimentare. Ce spune altora despre voi, persoana respectivă? Deci probabil că în momentul de față va, nu știu, probabil că tot așa, mai multe cărți, am să iau câte una pentru fiecare. Sunt foarte, foarte multe, cât un toptan, așa se întorc. Probabil că deja vă supraveghează de la distanță, că tot vorbeam mai devreme, v-a luat așa pulsul, dar s-ar putea să nu fi intrat în vorbă cu voi sau dacă a făcut-o să fie destul de... Da, s-ar putea să cunoașteți persoana respectivă, să știți. Ce le spune celor din jurul lui, din jurul ei despre voi, este că voi sunteți ca o evadare pentru ei, se gândește la voi și nu vă poate scoate de minte și acest lucru de ceva vreme, poate un 5 luni. Vorbeam de niște diferențe de vârstă care ar putea ajunge până la 20 de ani sau regăsiri de 20 de ani. Deci, cu siguranță, nu știu dacă vorbește foarte mult despre voi decât să le spună celorlalte că voi sunteți cumva mereu în mintea lor, că poate v-a cunoscut sau vă cunoaște, sunteți activ pe rețelele de socializare.
de ceva vreme. Mie mi se pare că deja vă cunoașteți cu această persoană, dar din diverse motive, blocajele amintite, s-ar putea să nu vorbiți foarte mult. Și în plus față de chestia aceasta, s-ar putea ca persoana respectivă, uite, să există și posibilitatea să nu aibă păr ei. Ele grizonate, blonduțe, cu ochii închiși la culoare, de exemplu. 43, 37, să știți că vârstele merg chiar până la 73 de ani, 54, văd aici, 48, de asemenea, în sfârșit. Nu vârstele sunt importante, ci faptul că le arată poze cu voi, să știți. Asta, cred că mai mult de 80%, v-am spus, ar putea să nu vorbească foarte mult de voi, ci să arate pozele. Știți, uite, ea este, sau uite, el este, după el m-am fug, sau în brațele acestei persoane m-aș refugia instantaneu. Deci, m-am zis, nu vorbește neapărat foarte mult despre voi, vă arată direct poza. Uite, ea este, sau el este. Ce aude de la alții despre voi sau dacă v-ați cunoscut prin intermediul rețelelor de socializare, ce gândește despre voi, ce impresie își face despre voi. Exact ceea ce am spus și la începutul etalării, relație de suflete din alte vremuri, este atrasă de voi extraordinar de mult și chiar dacă există aici o dualitate, el fiind căsătorit sau ea fiind căsătorită sau în alte relații sau în sfârșit, cu voi este varianta cea mai reală și cred că asta așteaptă și de la voi. Sau, deci dacă aude despre voi, probabil aude numai lucruri frumoase în ideea în care poate rămâne cu tine până la adânci bătrâneți. Probabil că are nevoie de claritate, de promisiune, de bucuria aceea a finalului de călătorie, atâta vreme cât este sigur, vrea să audă de la alții că poate să se bizuie pe voi până la adânci bătrâneți. Probabil că își dorește o relație până la adânci bătrâneți, dar v-am zis, una dintre piedici s-ar putea să fie și această dualitate din partea voastră a lor în sfârșit. Că de la o vârstă nu prea mai suntem singuri, sau că suntem singuri divorțați sau cu copii sau cu un istoric în spate. Nici nu interesează nimic persoana respectivă, doar interesează să se bazeze pe voi. O dată de 28, iar ca semne distinctive, zodiacale, în primul rând Leu, Capricorn, Taur, Berbec, Gemeni, Săgetător. Bun, haideți să vedem ce vede în voi persoana respectivă. Ar fi interesant de comunicat ce vede în voi. Ce vede în voi? Eliberarea sa. Voi sunteți eliberarea sa. Vedeți că persoana respectivă este cumva cu un pas către voi, vă observă de la distanță, nu mai repet ca să nu vă iau din timp. Cumva l-a ajutat sau a ajutat să facă un pas important în a se elibera, probabil că tot vorbeam de acea dualitate, să scape dintr-o relație toxică, dintr-o prietenie toxică sau dintr-un mariaj care nu mai este în regulă. Aici să știți că văd și 5, poate să fie cifra 5 sau poate să fie 5 luni sau probabil de 5 luni. Persoana are 5 săptămâni, 5 luni, persoana asta să încerce să se apropie cât mai repede, să fie cât mai aproape de voi. Văd Franța, nu știu dacă există probabil și ceva, dar Franța în orice caz. Distanțele acestea sunt destul de mari, Spania, nu știu, și orașe și țări, un Luxemburg, în sfârșit. Nu împiedică persoana respectivă să facă niște pași extraordinari spre voi, doar că îl ține loc sau o ține loc probabil siguranța aceasta pe care și-o dorește din partea voastră. Ce simte pentru voi dorință? Deci pentru voi simte dorință. O dată ce v-a văzut, v-a plăcut, vrea să vă aibă alături și făcându-și planul pe termen lung. Avem cumva și un 48 de ani. Și persoane brunețele cu ochii foarte albaștri sau închiși.
Ideea este că mie mi se pare cel puțin o relație la început sau care are mari șanse să evolueze dacă piedicile acestea vor fi înlăturate. Este destul de multă dorință, așa că hai să vedem dacă rămâneți împreună. Da sau ba? Sunt șanse să rămâneți împreună cu această persoană, da sau ba? După cum vedeți, răspunsul este extraordinar de da. Se mișcă, mulțumesc, se mișcă înainte și înapoi, asta înseamnă că este da. Bon chance, dragii mei, dragile mele, mult noroc. Eu vă doresc să cunoașteți o astfel de persoană pentru că este pe cale de dispariție, o persoană care își dorește să rămână până la capăt alături de voi. Pentru cei care aleg cel de-al doilea mesajel, 15 și 18 minute, mesajul spune cam așa. Poate că este vorba despre o dată de 16 sau acest număr 16 sau cifra 7. Este vorba despre o credință în a muta munții din loc. Practic, acest mesaj vorbește despre faptul că imposibilul poate deveni posibil printr-o decizie care, o decizie radicală care va conduce către noi orizontul practic să, dacă există luarea unei decizii radicale, tranșante, sau prin intermediul acestei decizii radicale și tranșante, cumva treceți în nouă etapă în care imposibilul devine posibil. Uite că am formulat totuși cât de cât un mesaj coerent. Este vorba despre multă influență și o să vedem imediat pe ce este vorba. Este vorba despre control, autocontrol sau obsesia de a controla și destul de multe obstacole, dar aceste obstacole, atenție, sunt depășite cu ajutorul unor decizii tranșante. Clare, concise, gata, de mâine, închei și merg mai departe. Și în felul acela se întâmplă minunea. Deci cumva, cine taie răul de la rădăcină, are foarte mari șanse să primească numai noutăți în viața lui. Haideți să vedem, în primul rând, dacă există o astfel de persoană în viața voastră și ce părere are despre voi. Deci dacă există această persoană, probabil că este foarte bine dacă v-ați gândit la cineva sau puteți să nu o faceți, să vă relaxați, pentru că important este să aflăm despre ce este vorba. Este vorba despre un nou început. Aici este de mai mult vorba despre un început după un abandon și de asta mă duc cu gândul la faptul că aici este vorba despre o relație în care cei doi se cunosc, s-au abandonat din diferite motive sau sunt blocați sau blocate. Să știți că probabil se gândește că aveți o atitudine închisă și că nu-i mai dați șansă sau șanse. Probabil că i-ați dat destul de multe șanse acestei persoane care mie mi se pare că a abandonat această relație, a părăsit incinta prin blocaj. Își dorește energia feminină totuși să afle mesaje de la această persoană, probabil că le va afla, sunt aici niște porumbei păcii, deci sunt șanse mari să vă și împăcați cu această persoană. Există aici un inel, un inel poate și un început, asta înseamnă că ar putea să fie șanse de oficializare a unei relații, însă ea are o atitudine închisă, cumva este un ochi râde, un ochi plânge, din cauza nenumăratelor blocaje și, în sfârșit, relație de du-te vino, există, nu vă ascund, și un soi de mânie, de furie, de neiertare. Probabil că acest nou început vine ca prin farmic, ca prin farmec în viața dumneavoastră, din partea unui capricorn, taur, berbec și leu, nu știu, cred că și fecioară, văd aici, poate și ceva scorpion cu fecioară, doar că energia feminină, v-am spus, are o atitudine închisă, există frică, există teamă, există îndoiala că lucrurile vor ajunge așa cum au ajuns până acum, la fel cu abandon. Că probabil a fost așa, abandon, reluarea de situație, abandon. Blocaj de blocaj, blocaj de blocaj. Decizii, indecizii și așa mai departe. Un perpetuum mobile care va extenua din toate punctele de vedere și va și îmbolnăvit fizic, emoțional, fizic. Ea este gânditoare. Ea nu știe ce să facă și nu va ști ce să facă în momentul în care va primi nu un mesaj, ci mai multe mesaje
parcă de împăcare. Da, știți cum este, nici nu vă ia, nici nu vă lasă. Părerea lui sau părerea ei este că voi aveți o atitudine închisă sau s-ar putea să-i trântiți ușa în nas sau s-ar putea să-i trântiți telefonul sau să îi blocați mesageria. Are și această persoană oarecare teamă, mai ales dacă lucrurile au mers și merg așa la nesfârșit. Ce spune altora despre voi? Ar fi interesant de aflat. Ce spune altora despre voi? Dacă ar sări acum o carte, ar fi minunat. Aș vrea, da, o singură carte. Nu, sunt câte două, câte trei. Astăzi mi-am propus o singură carte pentru fiecare întrebare. Dacă mai sar încă două, asta este. O să le luăm ca atare. Am sărit trei acum. Asta este. Asta au vrut. Ce spune altora despre voi? Să știți că s-ar putea să aibă copil sau să-și dorească copii cu voi dacă vârsta vă permite și dorința, voința, sau își dorește, probabil, dacă să aveți un nou început, să construiți această relație, să-i mai dați o șansă, să încheiați un capitol și cred că asta și spune persoanelor despre, ori despre voi, ori spune că ar vrea, dacă s-ar putea să încheiați această etapă în care probabil au fost blocaje de blocaje și să revină în viața dumneavoastră, probabil este o chestiune de timp și cred că asta și spune. Este o chestiune de timp, ar spune prietenilor, până când o să mă accepte în viața ei sau în viața lui pentru că avem un copil împreună sau pentru că o să facem ceva împreună, o să creștem un copil împreună, o să, nu știu, avem ceva împreună, să ne luăm ceva împreună. Deci ideea este că spune celor din jurul lui sau din jurul ei că își dorește să vindece relația, să o luați de la început și că lucrurile se vor întâmpla, doar că este o chestiune de timp. Așa îmi vin mesajele, așa vi le transmit. Ce aude despre voi de la alții despre voi? Probabil că conștientizează foarte tare, tot două cărți s-au întors, că cu cât stă mai mult departe de voi, cu atât abisul acesta, prăpastia aceasta emoțională se lărgește și este pe cale să ia o decizie spontană, poate ușor surprinzătoare pentru voi, de frică să nu piardă această relație întreruptă acum 6-8 3, 6, 8 luni, poate un an și 6, un an și 3 luni, un an și 6 luni, un an și 8 luni. Sau poate că cine știe această vârstă oare copilul, cine știe. Mesaje suplimentare. Probabil că dacă vă cunoașteți personal sau prietenii vă cunosc sau aveți legătură, probabil că aude de la prieten că dacă nu o să faceți un pas, dacă nu o să facă respectivul un pas către voi sau dacă lucrurile nu, spontan, cum or fi, numai să se întâmple, atunci, cu siguranță, probabil că se va pune capăt aceste relații, acestei povești care durează de ceva vreme. Un 26, un 62, un 40, un 38 de ani, un 54... În 49-50, ca vârste, în general vorbim despre persoane cu părul închis la culoare, părul spicat sau fără păr, ei ochii închiși la culoare, ridată persoana respectivă sau obosită cel puțin, sau tristă, pentru că are colțurile gurii îndreptate în jos. Sunt 47, dacă m-am spus 42. În luna august sunt șanse foarte mari să se schimbe datele problemei. Dacă, eu știu, nu vă cunoașteți personal, ați avut o relație pe internet sau, în sfârșit, dar mai de lungă durată văd eu, probabil că această persoană simte cumva prin ceea ce postați că dacă nu ia atitudine în luna august, sau poate i-a spus voi pe mesaj, dacă nu ia atitudine până în luna august, cu siguranță se va întrerupe legătura definitiv și irevocabil. Ce vede această persoană în voi? Ce vede în voi? Vindecare. Voi sunteți singurele persoane care i-ați vindecat de-a lungul timpului și puteți să-i vindecați. Are foarte multe bubițe în cap, are foarte multe probleme, suferă de tot soiul de
dezechilibre, dar foarte mult emoționale și are nevoie de voi, pentru că voi sunteți singurele persoane care puteți să-i vindecați sau să le vindecați, asta dacă nu lucrați și în domeniul acesta al vindecării, cadre medicale, etc., etc. Uite, dar cred că am repetat acest 47 de ani. Cred că vă vede mai mult ca pe un vindecător, îi faceți bine, îi ajutați pur și simplu să își revină în momentul în care nu le este bine, mai mult decât există acea pasiune, decât există acea dragoste, ci faptul că le faceți bine. Ce simte pentru voi? Probabil că este căsătorit, este căsătorită, aici este vorba despre o dualitate sau poate că este cu altcineva, dar în fine, mesaj de la această persoană o să primiți, uite și un 52 de ani, simte în primul rând că voi sunteți singurele persoane care nu numai că îl vindecați sau că puteți să o vindecați, dar că puteți să îi protejați, adică, și aici nu știu dacă este un mesaj neapărat care o să vă placă, cumva simte că fiind căsătorit sau căsătorită nu puteți să-i faceți rău, pentru că și voi la rândul vostru s-ar putea să aveți anumite obligativități și atunci nu puteți să dați în veleagă această relație care pe alocuri s-ar putea să fie tăinuită. Atâta vreme cât și tu ești implicat sau implicat într-o relație, dacă eu nu mai vreau să fiu cu tine sau te blochez, tu cu siguranță nu faci rău să dai în veleagă această relație, pentru că nu ți-ai periclitat tu relația actuală. Asta simt, asta vă spun. O dată de 23, destul de importantă. Haideți să vedem dacă rămâneți împreună cu această persoană sau sunt șanse să reluați această relație, să vedem dacă intențiile sale sunt ok. Dar o să mă gândesc acum o formulare. Aici este vorba de intenții, vedeți? Că de rămas împreună, în sfârșit, nu dau eu cu părerea. Este în foarte multe cazuri căsătorit sau căsătorită această persoană cu vești de la această persoană. Deci intențiile sunt de a avea acest început după un abandon. Intențiile sale sunt, nu știu, aici cred că era bun un direct, un like, să-mi spuneți voi ce întrebare. O să încerc să intru un pic în energia voastră. Da, dacă intențiile sale sunt clare, sunt bune de a rămâne împreună sau de a pur și simplu vă vede ca pe o mămică sau ca să refugiază în brațele voastre. Intențiile sale sunt bune, sunt clare de a rămâne împreună? Nu. Vedeți? Conform mișcării capului, stânga-dreapta înseamnă nu. Ok. Haideți să vedem acum pentru cei care au ales cea de-a treia etalare, cel de-al treilea mesaj la minutul 27:50. Mesajul al treilea spune cam așa. Este vorba despre expansiune de putere, de amplificare a emoțiilor. Asta înseamnă că urmează o perioadă de tensiuni emoționale, de dragoste amplificate. Dar aici este un amalgam. Pentru că aici este vorba de faptul că sunt anumite certuri, anumite conflicte, este o stare conflictuală, dar așa cum se produce un conflict, rezultatul este cel așteptat. Că știți că se spune după orice război vine împăcarea, cea dulce. E cam așa e, pentru că avem aici soarele. În foarte multe situații sunt provocate toate aceste conflicte pentru că după ceartă vine o împăcare dulce și s-ar putea tocmai să treceți printr-o serie de stări, când sus, când jos, emoții, când sus, când jos, o adevărată tornadă emoțională. Știți că spunea că cel puțin până la jumătatea lunii august trecem prin tot soiul de stări
O să cam dea de pământ cu noi, universul ne testează pentru că ne așteaptă lucruri foarte, foarte bine, trebuie să trecem clasa. Așa că la voi toate șansele de revenire după o ceartă, după un scandal, după niște reproșuri, după niște agresiuni verbale, etc., etc. Poate din luna mai, cred că s-au tot ținut așa lanț aceste stări conflictuale, dar să vedem dacă după această stare conflictuală urmează o nebunie din partea voastră sau din partea acelei persoane, pentru că această carte asta spune că după tensiunea aceasta creată urmează o nebunie. Asta ce înseamnă că s-ar putea să nu mai puteți să gestionați această stare pasională, pentru că mie mi se pare că este foarte multă pasiune împărtășită aici și să nu mai puteți voi să controlați foarte tare această relație, mai ales dacă între voi mai este și altcineva, dar asta o să vedem imediat. Haideți să vedem ce părere are această persoană la care voi vă gândiți, că mie mi se pare că o cunoașteți deja, dacă aveți această stare conflictuală față de prima variantă care este adresată aproape 100% persoanelor singure sau, mă rog, cu relații tinere. La voi se pare că deja cunoașteți respectiva persoană. La toate, ia uite, la toate etalele s-au întors un milion de cărți. Ok. Aici avem și niște inițiale, R, A, K, P, S, F, E, de asemenea. Ce părere are despre voi? Voi sunteți gura lui sau gura ei de oxigen, fără voi stima de sine este scăzută grav, nu mai spun că fără voi a căzut așa, cam de la etajul 20. După cum vedeți, nu mai este acea persoană lumina reflectoarelor, ci este acea persoană care, în poziție de fetus, nu știe nici pe ce lume trăiește. Fără voi, practic, nu miroase nicio floare și cumva, nu numai că nu vă poate uita, dacă ar putea, ieri ar veni la voi. Este o persoană foarte, foarte transformată, pentru că absența voastră îl doare extraordinar sau o doare extraordinar. Ca semne zodiacale semnificative în această etalare, Leu, avem pești foarte mult, Vărsător, de asemenea Scorpion, Rac, Fecioară, Taur și Berbec. Posibil să existe și niște copii la mijloc, că este vorba și despre o dualitate, dar aici este mult mai mult vorba despre persoane care nu neapărat ar fi căsătorite, ci care sunt sau au fost șantajate emoțional de către alte energii. Energii din jurul lui, din jurul ei, copiii mai mari, în sfârșit. Nu mai este în centrul atenției, probabil că în momentul în care a fost cu voi sau era cu voi, persoana asta chiar era în centrul atenției și a dezvoltat, să știți, și anumite complexe sau din cauza că a dezvoltat anumite complexe, persoana respectivă a fugit din relație fiind intimidat sau intimidată, mă rog, intimidată persoana de calitățile voastre și probabil că nu în unele situații prietenii săi au devenit prietenii voștri în unele cazuri. Haideți să vedem ce spune altora despre voi în momentul de față. Este interesant. Spune că simte că v-a pierdut. Cu cât nu vorbiți mai mult, cu atât este ca într-o capcană. Probabil v-a făcut să suferiți și asta este clar, mai ales dacă este Scorpion, v-a făcut să suferiți. O relație terminată acum 6, 8, 10 luni, un an și 6 și 3 și 8 luni, de exemplu. O relație în care a ales să plece, avem și un 4, uite, avem și un 4 și un 5, un 7 de asemenea, 38, 50, 42 ca vârste. Persoane ele roșcate cu ochii închiși la culoare, o să vedem și descrierea bărbatului dacă o am acum. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că spune altora despre voi că v-a făcut rău și consideră că ar putea să vă cucerească sau măcar ar încerca, dar îi este teamă că v-a pierdut definitiv pentru alegerile pe care le-a făcut. Ce aude de la alții despre voi sau ce simte, dacă sunteți într-o relație la distanță, ce simte sau ce gândește prin ceea ce vede că postați sau cum vă vede de la distanță. Ar auzi de la ceilalți că ar fi, ați da o șansă
sau prin ceea ce postau sau prin ceea ce mesaje trimiteți, prin semnalele pe care le trimiteți, că există viață și după o despărțire și după o șelătorie. Capricorn, Taur, Berbec, Leu, de asemenea, aceste zodii au ieșit la fiecare etalare. Dacă vă cunoașteți, există posibilitatea să audă de la ceilalți că voi v-ați dori o a doua, a treia șansă. Sau, mă rog, v-ați dori un început chiar dacă atitudinea sa este închisă. Adică dacă ați spune voi cunoscuților comuni, dacă și-ar schimba atitudinea, dacă mi-ar arăta, dacă aș vedea că luptă pentru relația asta sau aș vedea-o că luptă pentru relația asta, i-aș mai acorda o șansă. Deocamdată nu am cum să mă deschid din prima pentru că m-a făcut foarte tare să sufăr. Ce vede persoana respectivă în voi? Ce vede în voi persoana la care vă gândiți în acest moment, cei care au ales a treia? Ce vede în voi? Vă vede mama copililor, copilului său sau tatăl copilului ei? Vede în voi început, dorință, putere, de ce nu? Dacă, eu știu, vârsta nu vă mai permite, vede în voi acea persoană care protejează, acea mămică care protejează și de care are nevoie, dar și, cum să vă spun, femeia copil, adică și mămică, și iubită, și cea care face mâncare bună, și care știe să-și crească copiii și așa mai departe. Nu vede o noapte cu voi. Și vede în voi acea persoană determinată, persoană care face absolut totul, își dă ultima suflare pentru relația asta, pentru copilul ei, pentru bărbatul ei, pentru, sau al lui, că na, energiile se întrepătrund. Văd și persoane cu ochii deschiși la culoare și cu ochelari, persoane extenuate fizic, emoțional, acestea fiind dumneavoastră. El posibil să fie o persoană ori cu părul închis la culoare, ori șaten, blonduț, cu ochii închiși la culoare. O diferență de vârstă care până la urmă nici nu contează. Își dorește un nou început cu voi și vede în voi acel echilibru. Văd și balanță, să știți, aici foarte multă balanță. Vă vede mama copilului său sau tatăl copilului lui. Ce simte în acest moment pentru voi, persoana respectivă? Dar poate v-a făcut să suferiți. Adică ce simte? Îi este un dor extraordinar de voi, sunteți piesa lipsă din puzzle-ul vieții sale, chiar dacă această relație a fost constituită pe nisipuri mișcătoare, o fundație pe nisipuri mișcătoare, o relație la distanță, se gândește la voi, vă privește poza de profil, conștientizează greșelile pe care le-a făcut și cred că încet, încet își face niște planuri să vă recucerească, pentru că sunteți, sau acum probabil că își dă seama că sunteți într-o relație de yin și yang și că doar voi sunteți acea jumătate și persoana perfectă pentru el sau pentru ea. Intențiile sale, spre deosebire de aceste celelalte două etale, sunt clare de a relua această legătură cu voi. Așteptați-vă să vă dedice o melodie pe rețelele de socializare. Dacă nu sunteți blocați, să vă dea un mesaj pe rețelele de comunicare sau prin intermediul a cineva, a cuiva. Văd și pe aici și o pisicuță albă, cine știe, poate că aveți un animăluț de companie. Astea sunt doar elemente ajutătoare să vă identifice cu etalarea, nu sunt obligat. Și din ce în ce mai mult, în cea de-a treia etalare, simt că este vorba despre o revenire față de celelalte două etalări, cel puțin a doua, mă rog, este mai, nu știu, fericită, nefericită. Aici este intenția sa clară de a reveni la voi, început, reluare de comunicare și chiar a face o călătorie către voi și a crea o punte de legătură de comunicare între voi și ei, pentru că vă vede, v-am spus, mama copilului său. Întrebare, și aici este o întrebare clară, dacă, mă rog, dacă reluați comunicarea, intențiile sunt clare, să rămâneți împreună. Stați să fixez un pic să nu se miște. Deci, intențiile sale sunt clare, să rămâneți împreună, să reia această, reluați această
comunicare, călătorie spre voi. Da, mulțumesc. Da, dragii mei, dragile mele, așteptați-vă la o împăcare după o ceartă zdravănă. Sau există și posibilitatea ca în momentul în care reapare în viața dumneavoastră să-l bubuiți tare sau să bubuiți tare, să aveți așa o ceartă și, așa cum am spus, să vină acea împăcare, dulce împăcare. Dragii mei, dragile mele, eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc să aveți în continuare o seară binecuvântată. Vă îmbrățișez, vă iubesc și aveți grijă de voi. Multă sănătate! La mulți ani tuturor celor și aniversează zilele de naștere în aceste zile și în cele ce vor urma până la finalul anului și mai departe. Numai bine, dragii mei! Pa, pa!